Denis, o zi specială pentru tine azi, la mulți ani, împlinești 32 de ani, cum se simte golgheterul farului la această vârstă? Mulțumesc, da, ca de obicei în cantonament, mă simt bine, trece de timpul cam repede, dar ce să facem, asta este viața și trebuie să ne bucurăm de ce avem. Ai peste 15 ani de cantonamente, majoritatea le-ai prins cu ziua ta de naștere, ai avut momente frumoase? Am avut, da, mereu am fost alături de colegi, nu am putut să fac prea multe pentru că aveam antrenamente, dar de obicei primesc torturi, mesaje și sunt bucuros pentru asta. Aștept un cadou surpriză din partea cu echipierilor azi? Nu, chiar deloc, nu prea îmi place să primesc cadouri. Cum te-ai simțit în această perioadă de vacanță? A fost cam scurt, dar ne-am încărcat bateriile, am stat cu familiile și cred că asta contează cel mai mult. Reveniți în forță, tu ești în formă. În anii precedenți se tot vorbea de problemele tale, greutate, acum nu se mai pune problema. Da, chiar am venit cu aceeași greutate. Sunt mândru de mine că nu m-am îngreșat. Și sper să țin tot așa, să reușesc să joc la fel ca turul de campionat. Ce ai preferat să mănânci în această perioadă de sărbători? Am mâncat de toate, și sarmale, și friptură, și cozonac de toate, și salată beef. Este foarte important că ați petrecut alături de familie, acum, cum ai zis, ați revenit la pregătiri, un cantonament important, mai ales că vine o serie grea pentru Farul. Da, primele trei meciuri vor fi foarte importante și sperăm să luăm cele 9 puncte, pentru că ne va ține acolo sus. Dacă ar fi să facem o întoarcere în timp, ce ar schimba tânărul Denis Alibec în 2009, atunci când pleca la Inter Milan? Nu știu, nu am foarte multe regrete, dar cu siguranță, dacă aveam mintea de acum, probabil eram și acum în Italia. Dar, după cum am spus, asta este viața și mergem înainte. Ce obiective ți-ai fixat pentru 2023? În primul rând, să câștigăm campionatul și să mă calific cu Naționala Euro. Aportul fanilor va fi cel important. Ce le transmiți acestora pentru nou an? Că noi ne vom da viața în continuare pe teren, pentru Farul, pentru acest oraș și sper să fie alături de noi în număr cât mai mare.